Bună, dragul meu elev! Te-am deranjat de la studiu? Sper că te-ai apucat de învățat. Pentru astăzi m-am gândit să învățăm ușor și logic și pentru lungă durată structura inimii. Cum mi-a venit ideea, păi întrebată chiar de elevii mei, cum învățăm logic inima? Și atunci mi-am dat seama că mai mulți elevi se confruntă cu această problemă. Cum învățăm logic inima? Ce le spun eu mereu elevilor mei este că biologia este o știință ce trebuie învățată cu creionul în mână, desenând în culori, astfel încât să vedem cât mai bine structurile implicate într-un anumit proces sau structurile care alcătuiesc un anumit organ, așa cum este inima. Și uitându-ne pe imagini, nu pot să învăț inima fără să o desenez, nu pot să învăț un sistem biologic, orice legat de biologie, fără să am un suport vizual. Pot, dar învățând mecanic, iar noi știm că învățatul mecanic nu ne ajută cu nimic. Țin minte azi, maxim mâine, dacă mă întreabă cineva săptămâna viitoare din ce este alcătuită inima, nu știu. Și atunci, trebuie să învățăm desenele. Ne plac sau nu ne plac, trebuie învățate. Știu că o să spuneți, da, dar la BAC nu ne cere nimeni desenul. Nu, nu ni-l cere, dar dacă nu-l știm, nu o să știm nici teoria. Și atunci, haideți să învățăm ușor și logic inima. Unde este localizată știm cu toții, că este situată în cavitatea toracică, în mediastin. Este situată pe centrul toracelui, cu vârful îndreptat spre partea stângă a acestuia și știm foarte bine că din acest motiv plămânul stâng are doar 2 lobi și este mai micuț decât dreptul pentru că el face loc și inimii. Din ce este alcătuită inima? Simplu, are 4 camere. Pentru asta, cum ziceam mai devreme, luăm creionul, foaia, culorile și ne apucăm să desenăm. Ce le spun și elevilor mei și vă spun și vouă, desenele de la biologie nu sunt niște desene ce ar trebui să fie frumoase. Nu suntem la pictură, nu suntem la desen, important este să înțelegem structura, nu să facem niște desene frumoase. Așa că nu am talent la desen, nu e o scuză bună pentru a nu te apuca de desenat. Inima știm că are 4 camere, 2 atrii și 2 ventricule. Și o să le desenăm. Acum o să vă zic și un secret, nici eu nu sunt bună la desen. Astfel încât nici desenele mele nu vor fi grozave. Dacă se uită doamna profesor de desen, nu o să ne dea o notă tocmai bună. Norocul nostru că suntem la biologie. Am desenat cele 2 atrii și vin acum și desenez ventriculele. Întotdeauna, când am o structură biologică, un organ, eu știu, chiar și un întreg corp omenesc, el este desenat în oglindă. Asta înseamnă că partea stângă a mea reprezintă dreapta desenului, da? Aici e partea dreaptă. De multe ori am văzut că încurcați dreapta cu stânga. Întotdeauna desenul este în oglindă. Este ca și cum m-aș uita la inima unei persoane care stă în fața mea. Sau la organul, eu știu ce organ. Un alt organ al unei persoane care stă în fața mea. Și atunci, aici o să am care atriu? Drept sau stâng? Atriul drept, evident. Și în partea de jos ventriculul drept,
atriul stâng, ventricul stâng. Un alt lucru pe care ar trebui să-l ținem minte și care ne-ar ajuta foarte mult este ce tip de sânge am pe partea dreaptă a inimii și ce tip de sânge am pe partea stângă a inimii. Întotdeauna partea dreaptă a inimii are sânge neoxigenat. Asta înseamnă că îmi notez aici, sub cămăruță, dioxid de carbon. O să vedeți de ce, că mă ajută puțin mai încolo. Pe partea stângă a inimii am întotdeauna oxigenul. Și îmi notez și acest lucru. Apoi, între cele două atrii am un perete despărțitor. El se numește sept și pentru că este între atrii, interatrial. Prin urmare, între ventriculul drept și cel stâng, o să am foarte bine septul interventricular. Bun. Acum, între atriul drept și ventriculul drept am un orificiu, da? Asta ca sângele să curgă din atriul drept în ventriculul drept. Orificiul este prevăzut cu o valvulă. Valvula tricuspidă. Între atriul drept și ventriculul drept am această valvulă tricuspidă și vedeți, ca să ținem minte, eu am făcut aici, am făcut un fel de T, da? Am împărțit orificiul în trei, să țineți voi minte, dar denumirea nu vine de la acest aspect. Denumirea vine de la faptul că această valvulă se prinde de pereții ventriculului drept prin trei cordaje tendinoase, niște structuri așa, ceva de genul acesta, care în momentul în care sunt trase de către pereții ventriculului, vor deschide valvula. O să șterg pentru a nu încărca desenul. În partea opusă văd foarte bine că am doar două, deci o să se numească valvulă bicuspidă. Bineînțeles că putem să spunem și valvulă atrioventriculară pentru că este între atriu și ventricul. Și atunci poți spune valvula atrioventriculară dreaptă sau poți spune valvula atrioventriculară stângă. Însă, în materia noastră intră și denumirea de tricuspidă și bicuspidă, mai cu seamă că am văzut în teste astfel de întrebări. Între atriul drept și ventricul drept se află. Sau valvula bicuspidă este situată între și noi trebuie să completăm. Ok, am terminat, să spunem în mare, cu elementele legate strict de inimă. Acum mă interesează și vasele de sânge care vin la inimă și care pleacă de la inimă. Și așa cum vă spuneam eu, la unul dintre teste, dintre testele de clasa 11 și a 12, trebuie să ținem minte, pentru a ne fi ușor, că un ventricul comunică întotdeauna cu o arteră,
fie că el este ventriculul drept, fie că el este ventriculul stâng, iar atriile comunică întotdeauna cu venele. Și atunci, dacă eu țin minte asta, mi este foarte simplu. Începem cu partea dreaptă. Ce am uitat să vă spun. Dioxidul de carbon se scrie cu albastru, oxigenul cu roșu, sunt niște culori convenționale pe care noi le utilizăm. Evident că voi la examen nu o să aveți culori. Dar nu contează, chiar și cu albastru, dacă scrieți, măcar aveți scris. Eu aici fac desenul colorat pentru a vă rămâne vouă în minte, așa colorat. Și vă, poate nu-ți mai aduce aminte ce transportă, să spunem, un vas de sânge, dar ți-aduce aminte că era colorat cu albastru. Și albastru era culoarea pentru dioxid de carbon și atunci imediat faci legătura. Ok. Începem cu ventriculul drept. Ventriculul drept va comunica cu cele două artere pulmonare. Două artere pulmonare pentru că avem doi plămâni și câte o arteră se va distribui la un plămân. Aceste două artere vedem că se unesc și ne dau așa numitul trunchi pulmonar. Deci de aici am trunchiul pulmonar. Iar acestea două sunt arterele pulmonare. Trunchiul pulmonar se ramifică, o să spunem, în cele două artere pulmonare. Apoi, în atriul drept vin două vene. Vena cavă superioară și vena cavă inferioară. Vene cave. Cea superioară, vena cavă superioară, o să preia sângele de la partea superioară a corpului. Vena cavă inferioară aduce sângele din partea inferioară a corpului. Și am terminat cu partea dreaptă. Mai am, practic, doar partea stângă. În partea stângă, cum spuneam mai devreme, ventricul stâng comunică cu o arteră. Cea mai mare și cea mai importantă arteră a corpului nostru, artera aortă. De ce este atât de importantă? Păi pentru că ea transportă sângele încărcat cu oxigen în tot corpul. Artera aortă. Și în atriul stâng vin patru vene pulmonare. Pulmonare pentru că vin de la plămâni cu sânge încărcat cu oxigen, 4 pentru că avem 2 pentru un plămân, 2 pentru cel de-al doilea plămân. La baza arterelor mari, da, celor două artere pulmonare, respectiv la baza arterei aorte, avem niște structuri, niște valvule sub formă așa de cuibușor se numesc
valvule, semilunare. Cumva, vedeți că și indică, seamănă cu o semilună. De ce am nevoie de ele? Simplu, după ce sângele a trecut din ventricul în trunchiul pulmonar, să spunem, sau în artera aortă, datorită gravitației, există posibilitatea ca sângele să curgă înapoi în ventricul. Aceste valvule opresc întoarcerea sângelui înapoi în ventricul. El pleacă în cele două circulații. Nu are de ce să se întoarcă înapoi la inimă. Și atunci, după ce sângele este expulzat în artere, ele se închid rapid și împiedică acest fenomen. Nu o să încărcăm desenul și cu sistemul nodal. Voi știți că sistemul nodal este alcătuit din nodul sinoatrial, cel care comandă inima, nodul atrioventricular, situat aici în peretele dintre atriul drept și ventriculul drept, este cel care va comanda bătăile inimii în momentul în care nodul sinoatrial este lezat, și apoi avem fasciculul His, situat în septul interventricular, și rețeaua Purkinje. Având în vedere că inima este destul de încărcată, nu o să le mai desenez și pe acestea. Aceasta este inima. Ce trebuie să țin minte cel mai și cel mai mult? Păi, că pe partea dreaptă a inimii am dioxid de carbon, iar pe partea stângă oxigen. Că întotdeauna un ventricul o să comunice cu o arteră, iar un atru cu o venă. Și apoi e simplu. Lucrurile nu sunt așa de complicate. Mai țin minte de valvula tricuspidă, pentru că am desenat-o așa și mi-indică acest lucru, și apoi valvula bicuspidă. Și cumva, ăsta este desenul inimii. Că peretele dintre cele două atrii este sept interarterial, că între ventriculul drept și ventriculul stâng am septul interventricular, e logic. Da? Ce trebuie să ții minte? Arterele, și o să vă explic imediat de ce e logic și cum se află arterele, discutând sau venele, discutând despre mica și marea circulație. Dar inima este foarte ușoară și logică. Nu trebuie să ne speriem de ea. Iar voi insista să vă spun, desenați pe ciornă inima. Indiferent că ai o grilă. Timpul pentru o variantă de bac la biologie este mai mult decât suficient. Nu aveți ce să faceți 3 ore. Așa că poate consider că o să pierzi timpul desenând inima. Da, dar pierzi puțin timp, câștigi puncte. Puncte care sunt destul de valoroase. Mica și marea circulație. Păi, mica circulație se numește așa pentru că traseul său este unul scurt. De ce? Păi se duce la plămâni. Care e distanța de la inimă până la plămâni? Mică. Inima este între cei doi plămâni, da? Spuneam că plămânul stâng îi face loc. Deci distanța este mică. Mica circulație, pentru că merge către plămâni, se mai numește și pulmonară. Și atunci, logic vorbind, dacă se numește pulmonară, ce sânge o să ducă la plămâni? Simplu, sânge încărcat cu dioxid de carbon. De ce? Ca plămânul să îl elimine. Și mă uit la inimă și îmi pun câteva întrebări. Și anume, ce vase de sânge am zis că pleacă de la inimă? Arterele. Arterele cu ce camera inimii comunică? Cu un ventricul. Și ce ventricul are dioxid de carbon? Ventriculul drept. Și atunci, de unde începe mica circulație? Simplu, din ventriculul drept. Ventriculul drept, eu acum fac o schemă. Schemă care o să vă ajute pe voi să țineți minte mica circulație. Dar voi la examen fie scrieți
în cuvinte, fie vă ajutați pentru a desena inima și a răspunde la o altă întrebare. Nici de cum nu facem schema aceasta pe foaia de examen. Bun, deci am spus că am sânge încărcat cu dioxid de carbon și că acesta merge prin două artere pulmonare. Unde am zis că îmi duce acest sânge? La plămâni. Deci o să am aici plămâni. Bun. Ce face sângele ăsta la plămâni? Bine, bine, a ajuns și... Păi, la plămâni, sângele lasă dioxidul de carbon și preia oxigenul. Deci, o să am aici oxigen sigur și mă uit pe desen. Ce vas de sânge am zis că vine la inimă? O venă. Ce cămăruța inimii comunică cu o venă? Un atriu. Ce atriu are oxigen? Atriul stâng. Și mă uit pe desen. Ok, atriul stâng. Cu cine comunică? Ia uitați. Una, două, trei, cu patru vene pulmonare. Și atunci e clar. Sângele de la plămâni încărcat cu oxigen se întoarce prin patru vene pulmonare. Unde se întoarce la inimă? În atriul stâng. Ia uite ce ușor a fost. Și cum spun asta în cuvinte? Foarte simplu. Mica circulație mai poartă denumirea și de circulație pulmonară. Ea începe în ventriculul drept, de unde sângele încărcat cu dioxid de carbon este preluat de cele două artere pulmonare și transportat la plămâni. La plămâni are loc schimbul de gaze respiratorii, adică sângele lasă dioxidul de carbon și preia oxigenul. Iar sângele încărcat cu oxigen se întoarce înapoi la inimă, în atriul stâng, prin cele patru vene pulmonare. Și iată ce ușor am reținut noi mica circulație. Pe schemă, pe desen, simplu. Marea circulație. Păi, se numește mare pentru că are un traseu lung. Aici, cea de-a doua denumire este sistemică. Nu ne mai indică neapărat ceva. Sistemică. Păi, am spus mai devreme că are un traseu lung. De ce? Pentru că ea o să-mi ducă sângele în tot corpul. Păi de ce? Pentru că trebuie să transporte oxigenul în tot corpul. Și atunci... Iar aceleași întrebări. Ce vas de sânge pleacă de la inimă? Păi o arteră. Ce cameră a inimii comunică cu artera? Ventriculul. Și ce transportă? Oxigen. Păi care ventricul? Ventriculul stâng are oxigen. Și scriu. Ventriculul stâng. Am spus oxigen. Și ce arteră? Păi mă uit pe desen. Aortă. Perfect. Artera. Aortă. Unde am zis că merge artera asta cu sângele? Păi la toate celulele corpului. Poți să scriu aici celule sau țesuturi. Celule. Sau țesuturi. Ce face acolo la țesuturi? Păi lasă oxigenul și o să preia de la celule dioxidul de carbon, ce a rezultat în urma respirației celulare. Perfect! Și mă uit iar pe desenul inimii. Cine o să vină la inimă? O venă. O venă încărcată cu dioxid de carbon, care o să comunice cu un atriu. Atriu care trebuie să aibă dioxid de carbon. Care atriu? Atriul drept. Bun!
Deci am dioxid de carbon și aici mă uit la atriul drept, am cele două vene cave. Și așa sângele a ajuns în atriul drept. Ia uitați cât de ușoară este marea circulație. Cum spun asta în cuvinte? Foarte simplu. Marea circulație sau circulația sistemică începe în ventriculul stâng, de unde artera aortă preia sângele încărcat cu oxigen și îl transportă la toate celulele corpului. La nivelul celulelor are loc schimbul de gaze respiratorii, adică oxigenul este cedat celulelor, iar dioxidul de carbon este preluat de sânge și se întoarce înapoi la inimă, în atriul drept, prin cele două vene cave. Greu? Nu cred. E chiar logic și ușor. Ai văzut cât este de simplu? Ai văzut că, deși la început păreai speriat de cât este de grea inima, de cât de multe detalii ai de reținut, nu a fost chiar atât de greu. Cum învățăm inima? Repet, cu creionul, foaia și tot desenând. Mă gândesc ca data viitoare să facem un clip legat de căile ascendente și descendente ale măduvei spinării, pentru că și acolo aveți tendința de a spune că este greu. Dar știți cât de ușor este? Pentru astăzi noi am terminat. Îți doresc mult succes la recapitulat. Sunt convinsă că ai trecut deja măcar o dată prin materie și că ai lucrat cât mai multe teste. Pe data viitoare!